Mașina anului 2015 în Europa. Personalul este gata pentru primirea publicului. Tensiunea crește, salonul stă să înceapă. Swiss watchmaker Tag Heuer shows its passion for cars. The hostesses are getting ready to welcome you to the stands. Noul Volkswagen Passat este mașina anului în Europa. O recunoaștere continentală pentru familia germană, aflată la 8-a generație. Este al treilea titlu de acest fel, adjudecat de producătorul german în ultimii 6 ani. Este o mare bucurie să câștigi titlul, dar este foarte greu de anticipat asta. Concurența este mare. Jurul se apleacă asupra mai multor piețe. Face exact așa cum face publicul educat. Cea mai vândută mașină în clasa ei, familiala germană, este totodată cea mai vândută mașină de familie din întreaga lume. Prima generație a apărut pe piață în 1973 și s-au fabricat de atunci 22 de milioane de exemplare. Distinția Carul de Eu a devenit din ce în ce mai importantă și poate fi utilizată în toate campaniile de informare, spune președintele juriului. Passat este un premium derivat din clasa volumelor, iar poziționarea în plaja prețului pune mai degrabă modelul printre cele scumpe decât lângă suratele pe care le-a lăsat în urmă. Și tehnologia este prezentă din belșug, dar aici avem o primă problemă de marketing. Cine își permite acest buget pentru o mașină premium pare mai degrabă dispus să-și cumpere una. Massimo Vacchi este un jurnalist auto cu experiență și știe că familiile sunt de regulă mulțumite. Citroen C4 Cactus a ocupat locul 2, iar Mercedes-Benz clasa C prinde ultima treaptă a podiumului, într-o luptă în care, de fapt, câștigătorul ia totul. În spatele curtinei se află 10.000 de jurnaliști care acum analizează exponatele, fără să fie deranjați de prea mulți vizitatori. Numai de o parte dintre ei, din ce în ce mai numeroasă, pentru că ghici ce, corupție nu e numai la noi, iar controlorii legitimațiilor de acces confundă adesea plasticul cu foșnetul hârtiei. Dincolo de asta, show-ul trebuie să fie perfect. Cu siguranță însă nu va fi așa. A curăța mașinile, îndepărtarea prafului, totul trebuie făcut minuțios pentru un aspect desăvârșit. Dar vizitatorii regretă mereu când își cumpără mașina că nu pot lua acasă și frumosul manechin pe care l-au văzut ei cu ocazia prezentării în premieră mondială. Viața este dură și nici măcar cei care sunt dispuși să plătească în plus nu pot face astfel de minuni, iar ceea ce trebuie ținut secret este ascuns până la venirea publicului, măria sa, cumpărătorul. Și iată surpriza ediției 2015. Pentru prima oară, un monopost de Formula 1 electric a părăsit circuitul și a ieșit la plimbare în oraș. Este cel mai potrivit pentru asta. Geneva atrage atenția și vrea să organizeze o competiție de Formula 1 electrică. While we wait for an electric Monopostul Grand Prix in Switzerland, poate fi văzut în Hala 3. The official timekeeper of the Formula E Championship has organized this exceptional event to announce the exhibition taking place in Hall 3 at the Geneva Motor Show. Coming up in another edition, the Swiss watchmaker's motoring story and its historical partnership with the major worldwide racetracks. To ensure you get the most out of your visit to the show, here's some useful advice for traveling here. Organizatorii le recomandă vizitatorilor să vină cu trenul la salon, fiind cea mai bună metodă pentru a evita aglomerația. Salonul este găzduit de aeroportul din Geneva și este unul foarte aglomerat. O autostradă cu 3 benzi trece chiar pe dedesubt, dar asta nu înseamnă nici că nu se blochează, nici că sunt locuri de parcare suficiente. Compania feroviară elvețiană oferă bilete de tren cu reducere și la pachet cu biletele de vizitare pentru salon. Așadar, fanii își fac rezervare în Franța, unde este cazarea mai ieftină. Vin cu trenul la salon și pleacă seara către hotel, tot așa, fără să încurce traficul din oraș. Iar dacă vor să meargă la Geneva, au la dispoziție autobuzul 5, care vine până aproape de check-in.
O responsabilitate mare cade în sarcina fetelor și avem ocazia să intrăm acum în vestiarul lor. După ce au făcut ele cunoștință cu standurile și cu mașinile cărora le vor da viață, Ursula este pentru prima oară la salon și are emoții, dar știe că se va descurca. Isabella este nerăbdătoare să-și vadă uniforma de salon. Nu știe cum de-i se potrivește de minune, fără să fi făcut ea nicio probă înainte. Dar au avut parte de sesiuni intense de training și trebuie doar să pună în aplicare ceea ce au învățat acolo. We're enjoying seeing the premieres arrive and to be able to put into practice everything we learned on a long training day. To keep up, an accelerated technical training program is a must. În mod obișnuit, un vânzător are la dispoziție zile sau chiar săptămâni până să vândă marfa. Acum ele trebuie să convingă vizitatorii în câteva secunde să-i ducă spre mașini. Asta deși oamenii, cei mai mulți, ar lua mai degrabă fata acasă. To discover them, you're going to have to come to the show.